Bună ziua și bine v-am găsit în cadrul webinarului de Closing Bell. Silvia Gabor este numele meu, voi fi gazda dumneavoastră. Ne uităm pe graficul EURUSD, unde nu s-au întâmplat foarte multe în sesiunea de astăzi, grafic similar cu mare parte dintre evoluțiile instrumentelor pe care le regăsiți în oferta noastră. Am avut parte de o sesiune liniștită, o sesiune care a digerat evenimentele săptămânii trecute și care pare că se pregătește, se poziționează, cel puțin tehnic, pentru evenimentele care urmează să se întâmple săptămâna aceasta. Concentrându-ne atenția strict pe EURUSD, remarcăm faptul că piața a fost respinsă a doua oară de acest minim, suportul de la 1,0996, minim atins în sesiunea de vineri, însă minimul atins în sesiunea de astăzi se află în zona 1,1003. Corelăm aceste două niveluri și avem un suport foarte bun pentru preț. Dacă în sesiunea europeană moneda unică europeană a fost ușor defavorizată și aici avem în vedere discursul lui Draghi săptămâna trecută, dar și indicele Ifo Business Climate, care a surprins o scădere la 100,2 puncte, odată cu deschiderea ședinței americane am văzut dolarul american pierzând teren. O să aveți în vedere faptul că odată cu schimbarea orei pentru Europa, sesiunea americană a avut deschiderea la ora 3 și jumătate ora României. Cu alte cuvinte, sesiunea americană s-a deschis și odată cu asta și valul de trader pentru dolarul american, care par puțin puțin retrași, sau cel puțin nu mizează atât de mult pe dolarul american. Principalul motiv este faptul că avem parte de ședință de politică monetară săptămâna aceasta, care deși nu se așteaptă să aducă vești foarte hawkish, are influența asupra dolarului și, de asemenea, am avut și publicarea vânzărilor de case noi în Statele Unite. Cifra estimată era de 546.000 și scăderea destul de adâncă s-a raportat la 468.000, cifra actuală. Un minim, cred, care retestează un suport al sfârșitului anului 2014, decembrie 2014, cam atunci a fost perioada când am văzut ultima dată un număr atât de mic de case vândute în Statele Unite, iar acest lucru, această dată, această știre negativă se reflectă și în evoluția EURUSD. Avem în vedere rezistența 1.1056 pe termen scurt și suport 1.1027. Cam acestea ar fi cele două niveluri care încadrează pe termen scurt evoluția prețului și nu cred că până la finele sesiunii vom avea motive să vedem EURUSD-ul marcând un nou minim în scădere, având în vedere de asemenea și modul cum a evoluat piața astăzi. Mai degrabă, dacă lucrurile continuă să aibă o evoluție în defavoarea dolarului american, și aici aveți în vedere faptul că mâine se vor publica date destul de importante, Core Durable Goods, Orders și sentimentul consumatorului, dacă aceste date nu vor îndeplini anumite estimări și nu vor mulțumi traderii americani, atunci am putea vedea o corecție ceva mai consistentă pe EURUSD, respectiv cotația să revină peste 1.1056 către 1.1096. Până atunci, însă, avem parte de un dolar american care ar putea să bată ușor în retragere, reflectând emoțiile traderilor. În ceea ce privește evoluția cotației USD versus yen japonez, această tendință este cât se poate de clară. Observăm cum cotația a înțepat recent acest suport 120.65, 120.68. Piața a avut o ușoară tentativă de revenire, respectiv a retestat această regiune de rezistență de la 121.15, 121.18, după care a reluat traiectoria de scădere.
Lucrurile nu arată foarte bine, mai ales că am văzut depășindu-se și această medie mobilă simplă de 100 de perioade și dacă pe termen scurt putem să vedem poate o ușoară revenire către, haideți să dăm și câteva niveluri, către 120-83 poate, pe termen mediu, pe termen de o oră, două, putem să vedem prețul alunecând din nou către 120-65 și poate chiar către 120-59, acest minim local marcat acum câteva minute. În ceea ce privește piața de capital germană, nu avem parte de evoluții extraordinare. Indicele s-a mișcat în regiunea 10.761, respectiv 10.878, suport, respectiv rezistență. Tendința este una de creștere, însă astăzi se definește ca fiind una laterală. Abia deschiderea de mâine dimineață ar putea să surprindă evoluții ceva mai interesante, evoluții care să fie influențate pe de-o parte de sentimentul participanților la piață cu privire la moneda unică europeană, pe de altă parte chiar și de raportarea preliminară a PIB-ului pentru Marea Britanie. Și acest indicator poate să aibă un impact asupra DAX-ului. Legat tot de economia germană, astăzi s-a publicat raportul Bundesbank. E vorba de un raport emis de Banca Centrală a Germaniei, în care s-au relatat câteva chestiuni optimiste vis-a-vis de evoluția economiei nemțești. Deși în trimestrul al treilea s-a sesizat o ușoară încetinire a activității economice, însă nimic îngrijorător, overall, per total, economia a avut o performanță bună, iar estimările sunt de evoluția unui CPI, a inflației la nivelul consumatorului, la evoluție pozitivă, o performanță bună. Acest lucru menține tonusul pozitiv pentru DAX, însă pe termen mai lung. Pe termen mai scurt ne putem orienta către o evoluție încadrată de limitele marcate anterior. În ceea ce privește NZD-ul și AUD-ul, se observă de asemenea faptul că dolarul american a dat înapoi ceva pași, vedem NZD-ul USD retestând 0,6786, nivel corelat cu 0,6791 reprezintă o rezistență destul de bună. Dacă spargem și această rezistență, atunci întâlnim 0,6800, respectiv 0,6801, următoarea rezistență care ar putea să împiedice prețul să avanseze, respectiv să determine o corecție. Suport pe termen scurt 0,6774. În ceea ce privește evoluția NZD-USD, trebuie să avem în vedere faptul că în această seară, mai exact la 11:45 ora României, se va publica balanța comercială. Așteptată în ușoară creștere, dacă estimările se îndeplinesc, atunci NZD-ul ar putea să primească avântul necesar pentru a retesta această rezistență 0,6800. AUD/USD-ul se menține într-o regiune laterală. Nu avem parte de foarte multă agitație. 0,7246 suport și rezistență corelată cu acest nivel Fibonacci 0,7267. AUD-ul ar putea să urmărească, respectiv să fie influențat de ceea ce se întâmplă pentru Noua Zeelandă. Mergând pe graficul WTI-ului, aici avem parte de mișcări ceva mai interesante. Am retestat rezistența 44,87, după care am coborât într-o mișcare destul de agresivă și în prezent, pe un interval de timp H4, piața încearcă să se stabilizeze sub 43,98. Următoarea regiune de suport 43,65, respectiv 43,42. M-aș opri în această zonă,
Asta pentru că istoria arată că istoria destul de recentă, vorbim de sfârșitul lunii august până în prezent, istoria arată că în această regiune avem parte de o zonă de suport destul de puternică. Astfel încât cel mai probabil, odată ce înțepăm sau atingem suportul 43-42, am putea avea parte de ușoare corecții pozitive pentru evoluția WTI-ului. Pe termen mai lung, însă, tendința de scădere cred că este una care ar putea să domine prețul petrolului și atunci să vedem mai devreme sau mai târziu și acest suport lăsat în urmă și să coborâm către niveluri ceva mai coborâte, respectiv 42, 48, 42, 21 și acest minim local 41, 86. Se pare că o cerere modestă pentru petrol, dar și umplerea la niveluri aproape record ale depozitelor europene și americane, depozite cu petrol, generează această tensiune, această presiune pe cotațiile petroliere. O estimare făcută, o estimare, un raport emis de Goldman Sachs scoate la iveală faptul că aceste depozite de petrol se află cam la limita superioară de depozitare și, în general, cum istoria a arătat-o și până acum, odată ce se atingă aceste niveluri maxime de depozitare, de stocare a petrolului, atunci am putea să observăm și spike-uri destul de agresive pentru evoluția prețului. Așadar, în următoarele zile, poate chiar săptămâni, atenție la posibile astfel de mișcări. EuroGBP-ul continuă să dezvoltă această tendință de scădere, suport 0,7177 și rezistență 0,7200. După cum spuneam, mâine la ora 11:30 se publică PIB-ul pentru Marea Britanie, iar publicarea scăderii la 0,6% ar putea să ofere un prilej destul de bun pentru EuroGBP să marcheze o corecție către regiunea 0,72 17. Până la finele sesiunii, însă, moneda unică europeană s-ar putea dovedi a fi ceva mai vulnerabilă și să mai vedem o retestare a suportului 71-77, respectiv 71-67. Aurul a retestat foarte recent rezistența 1169-79 și acest spike se datorează publicării datelor din Statele Unite, vorba de vânzările de case noi. Acest spike ar fi putut, într-o oarecare măsură, să fie anticipat de tendința destul de pozitivă a cotației petrolului. Am observat această marcare de minime și maxime la nivel local în creștere. Prețul s-a retras destul de repede către minime și avem în vedere suportul 1165-93. Aș tinde să cred că prețul petrolului mai are o putere să corecteze, respectiv această mișcare destul de agresivă de scădere și să-l vedem avansând în zona 1170, această tendință corectivă fiind susținută pe de altă parte și de posibilitatea ca dolarul american să piardă ceva teren în sesiunea de astăzi și mai ales în sesiunea de mâine. Mergând mai departe pe GBP/USD, pe un interval de timp H1, observăm respingerea din această regiune de suport marcat de nivelul rotund 1.5304, respectiv 1.5300, suport confirmat de asemenea și de această linie care marchează un canal ascendent, două semnale tehnice destul de puternice care ne-ar fi putut avertiza cu privire la dezvoltarea acestei corecții.
pe termen scurt. Pe termen lung, însă, vorbim de câteva zile, tendința de scădere ar avea șanse să continue. Dar să revenim la scenariul pe termen scurt, ne uităm la rezistența marcată și pe graficul 1,53-55, 1,53-60. Odată spart această rezistență, avansăm către 1,53-77 și se pare că acesta este scenariul după care se ghidează piața. Mai sus, 1,53-92 și cam undeva în această zonă cotația ar trebui să obosească și să dea semnale de revenire către suportul 1,53-55. Or, păstrându-ne în aria lirii sterline, astăzi s-au publicat câteva date, deși impactul nu era prognozat ca fiind unul extraordinar de important. Este bine de știut că s-a publicat indicele CBI, mai exact indicele Confederation of British Industry. Acest indice a oferit o imagine destul de bună asupra sectorului manufacturier britanic. Ei bine, se pare că așteptările pentru comenzile industriale s-au raportat în scădere la minus 18 puncte, un minus care aduce acest indice undeva la minimele din iunie 2013 și dovedește faptul că producția manufacturieră britanică a încetinit, comenzile pentru exporturi au scăzut la un minim al ultimelor 3 ani. Comenzile la nivel intern, de asemenea, au suferit o scădere, precum și sentimentul referitor la mediul de business în acest sector manufacturier. Deteriorarea acestor indicatori nu face decât să demonstreze într-un fel faptul că, pe de-o parte, economia zonei euro încă se străduiește, încă se chinuie să-și revină și, pe de altă parte, ceea ce se întâmplă în China, încetinirea economiei din China, se pare că își pune amprenta pe alocuri și pe performanța economiei britanice. Am avut, de asemenea, și raportarea numărului de credite ipotecare aprobate de British Bankers Association. Numărul de credite aprobate a fost de 44,5.000, un număr în scădere față de estimări, însă cifra nu este una îngrijorătoare pentru piață. Per total, piața imobiliară în Marea Britanie a avut o performanță bună și va încheia anul în această notă. Bun, mergând mai departe către EURCHF. Sizăm o îndepărtare de minimele cu care am văzut ședința europeană debutând. Piața s-a îndreptat către 1,0835, această rezistență și nivelul de suport activ pe termen scurt se află la 1,0813. Aș suspecta în această regiune poate o intervenție a SNB-ului. Nu toate intervențiile sunt avertizate în preț sau programate într-un anumit fel, dar cel mai probabil în această regiune SNB-ul a oferit suport cotației. Avem în vedere rezistența 1,0835 și mai sus 1,0856 cu riscul destul de ridicat pe termen scurt să vedem retestat suportul de la 1,0800. Euro-yen japonez a înțepat suportul de la 133,19, apropiindu-se destul de timid de aceste minime destul de periculoase pentru evoluția prețului. M-aș aștepta ca cotația să revină temporar în această regiune 133,60, însă să-și continue tendința de scădere și să coboare într-o finală sub 1,33,19, îndreptându-se către 133,00. Suportul de la 1,31,36 a făcut față, se pare, presiunii prețului pentru USD CAD. Nu știu însă cât va reuși să mai facă față și de acum înainte. Vedem că prețul a încercat să formeze în această regiune
poate o zonă de acumulare, hai să definim mai ușor o regiune laterală. O spargere a acestui suport 131-36 ar putea să determine o alunecare cu destul de multă lejeritate către 131-15, respectiv 131-00. În momentul de față, strict dintr-o perspectivă tehnică, cred că piața riscă o astfel de alunecare, însă pe termen scurt. Pe termen lung însă, tendința este una de creștere și are șanse să domine piața. Pe termen lung însemnând peste câteva ore bune, chiar începând cu sesiunea de mâine. USD-CHF, mă scuzați, se remarcă printr-o evoluție laterală. Am retestat rezistența 98-16, respectiv 98-43 și în momentul de față datele din Statele Unite par să marcheze mult așteptata corecție de care vă spuneam și de dimineață. Cu riscul de formare a unui pattern tehnic negativ, poate un shooting star, am putea să vedem cotația coborând către 0,9756 și aș îndrăzni să merg chiar mai jos către 0,9722, ghidându-mă strict după închiderile acestor lumânări. Bun, mergând la piața de capital americană, deschiderea nu a fost una spectaculoasă în ceea ce privește evoluția S&P 500. Observăm prețul păstrându-se oarecum în intervalul dat și de dimineață, 2056 respectiv 2074, suport și rezistență. Indicii din Statele Unite cred că riscă o corecție ceva mai serioasă, însă nu una alarmantă, pe măsură ce se apropie ședința Fed, pe de o parte. Pe de altă parte, însă, urmează și o perioadă de raportări ale companiilor destul de încărcată, o perioadă încărcată, care ar putea să genereze această volatilitate, în mod special pe US500, pe US100, US100 fiind ceva mai vulnerabil la raportările din sectorul tehnologiei. Mâine, de exemplu, se raportează profitul companiei Apple, miercuri avem raportarea pentru Volkswagen și joi pentru Barclays. Toate aceste raportări tind, așa cum au dovedit-o istoria, să aibă un impact asupra indicelor și să genereze asupra indicelor și să genereze volatilitate. Pe termen scurt, o US 500 nu promite o evoluție extraordinar de volatilă. Avem în vedere posibilitatea de retestare a regiunii de suport 2056, respectiv 2052. Vorbind de piețe de capital, tot astăzi membrii Partidului Comunist din China s-au întâlnit să până la punct cel de-al 13-lea plan cincinal. Printre acestea, oficialii Partidului Comunist și-au propus să discute reforme financiare, să pună la cale un plan care să păstreze PIB-ul în regiunea 7% pentru a doua cea mai importantă economie din lume. Un raport ceva mai detaliat cu privire la întâlnirea de astăzi ar putea să fie publicat în aproximativ o săptămână și de acolo participanții la piață, traderii, să-și extragă mai multe semnale cu privire la următoarele decizii de politică monetară pe care ar putea să le ia Banca Populară a Chinei. Astăzi urmează să se mai publice balanța comercială în Noua Zeelandă și mâine dimineață începem săptămâna cu ceva mai multă forță cu publicarea PIB-ului în Marea Britanie și cu date destul de importante din Statele Unite. Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o astăzi. Ne reauzim mâine în cadrul webinarului de Market Briefing. Până atunci, vă doresc o seară cât mai frumoasă, liniște și spor la pipși. La revedere!